Bine ați venit la Stax TV, un nou episod, material extra, ieșirea la zăpadă anuală pe care o știți de atâta timp. Am schimbat locația, mergem la Câmpul Lung. Dar înainte să vă spun mai multe, aș vrea să dați subscribe canalului ca să faceți noi mai mulți subscriberi, să fim și noi în rândul lumii. A lumii ăstora care fac YouTube. Mergem la zăpadă, încercăm gol alpin anul ăsta. Șansele sunt mici să ajungem, dar noi încercăm. Adică știi cum e, intenția contează. Când te duci să iei flori, nu iei flori, și băi, am vrut. Intenția contează, să rămână, la revedere. Hai să vedem ce se întâmplă. Avem o intervenție. Ce? Mi-a zis Andrei că el nu se poate uita la clipurile Stax pentru că eu mă prostesc. Care Andrei? Nemeș. Și acum am zis că o să fiu serios de acum. Sunt foarte serios. Nu m-a ascultat când i-am spus. Nu ți spune flanș. Și 18 și 1 cu 9. Și ce s-a întâmplat? Și a pus flanș. L-am luat pe toate. Bine că l-am luat pe toate, că dacă nu. Mai ok, de loc, e perfect. Și acum desface flanșul și la mașina asta. Bine, oricum am comandat să mi-a venit tu ăsta. Paule, te simt supărat. Te simt supărat, nu știu de ce. Bă, vă rog eu să-l lăsați în pace. Da, e vina ta. Da. Tu e. Aia era, mă. De obicei, noi când lucrăm la roți, când facem lucruri serioase. Când nu lucrezi tu la roți, bă, prăpătitule, ești nebun. Un vârf de munte îndreptăm jante, oi. Vrei să schimbi un bec, ești nebun. Iar e vechi. E bine de bec. Bune astea, trage, nu schimb. De la depozitie. Da. Alea la roată, mă, că astea sunt originale de la aia. Nu, nu, astea sunt originale de la asta. Sigur? Da. Păi sunt ale mele, o distanție. Da, da. Și sunt toate la fel? Da. Pune-le pe astea. Nu. Noi vrem să ajungem în vârf. Am zis să încercăm altceva și să facem un camping în gol alpin. Dar după cum se prezintă vremea, nu cred că avem șanse cu toată lumea. Dar putem să încercăm să ajungem cu... E, nu mai e bine? E bine. Să ajungem cu niște mașini mai potente cu lanțuri, să facem drum și după aia să încercăm să urcăm și rulotele. Da, ăsta e planul. Acum nu știu ce o să iasă din plan, dar vedem. Vrei să facem astăzi totul sau încercăm în astea 3 zile? Nu, mă, nu, azi. Azi. Eu azi vreau să ajungem sus. Dacă nu ajungem sus, nu ajungem. Adică... Ajungem mâine. Mâine? A. Azi, tu zici că nu ajungem, că mai avem de dat la lopată, nu ajungem cu primele mașini, zici? Da. Nu, eu zic că ajungem, mă. Ori, nu știu ce să zic. Nu știu, mă, voi ce ziceți? ajungem cu vreo mașină, n-ajungem deloc, sau ajungeți cu câteva mașini, dar nu cu un loc.
Am lăsat rulotele la base camp, la prima bază, cum ar veni, pe care o știam și nu era zăpadă în dânsa. Și mergem spre a doua, vedem dacă poate să ajungă toată lumea la a doua bază. Momentan e dată zăpada de un utilaj, că mai în față e o pensiune. Nu mă așteptam să dea cineva zăpada spre pensiunea asta, dar uite că a dat-o. Și vedem dacă putem să ajungem până sus. Și după aia stabilim dacă credem noi că avem șanse și cu rulote sau nu. Până acum e floare la urechi. Fac iureș. Continui să-mi sară furtunele de la turbo și să stau să repar așa, niciodată. Niciodată! Că-i place la om, mă. Da, Doamne ferește, n-am nimic împotriva. Eu spuneam de mine, ce n-aș face eu. E posibil să ajungem, dar avem problema cu zăpada rămasă pe mijloc și când o să luăm rulotele o să fie pe post de faraș. Nu știu dacă reușim să măturăm toată asta, dar putem să încercăm. Putem să încerc. Ai cârlic, Bobby? Îți dau o rulotă. Tu știi cum ești, Bobby? Ca la ăia cu tractoare care trag, știi, și îți mai pun o greutate și după aia dacă poți să urci și cu o rulotă, îți mai pun o rulotă și tot așa. Aici la pod două rulote le luăm din apă. Trebuie să vedem. Hai, Paule, pune-ți. Pune de aici. Unde e ăla? Este așa. Da, zic și eu ceva. Gătui dacă aici. Crestăm și luăm puțin din furtun ca să-i strângă. Uite mă, Samsaru, unde ai ajuns să repare mașinile. Da, cât am mai intrat? Dar trebuie să-i pui vocea aia înapoi, știi? Păi eu pun, ia zi, Paule, ceva. Ce să zic, nu zic nimic, s-a stricat aici șobolanul meu. Deci ce se întâmplă aici? Ce s-a întâmplat? La săricolierul, nu? Săricolierul, da. Unde sări? Mașina este nouă. Mașina este nouă. Proaspăt vândută de Paule. Și eu mă uitam, zic, aia că după aia zice lumea că sunt regizate, știi? E normal. Dar nu, trebuie să vină mai sus, cred. Aplicați-le pe telefon. Gata, e nou. Filip! Nu se mai strică niciodată. Și eu mă chinui să țin TPV-ul funcțional, bă. Mai am dat-o să mai știu că nu se știe. Dar mă, nu aruncați, băi.
orice de... Nu pot să cred, iar asta e furtun. Băga mea și... de furtun. Aveți vreun colier? Ha? De cât? De care? De ce regizezi astea, mă? Nu aruncăm nimic pe jos. De ce regizezi? Oameni suntem. Zi, ce fac, mă? De ce le regizezi? Regizezi? Da. Eu. La ce? Cum a luat-o? Vetul în față. Te a doua sau a doua mașină sau trei? Trei. Dar tot e zăpadă mai. Din bateria relaxanță. 0-1 bus. Da, poate 0-5. Ce? Ți-a fiert apa? Lasă-mă pe mine. Nu cred așa ceva. Mă, bă, dar păi cât de proști putem să fim, bă? Să venim fără un colier. 12 mașini. Bă, 12 trebuie să... Normal, 12 trebuie normal. Asta e 04, ce să mai scoat din ea? N-am să mai scoat, mai încerc din celălalt. Dar acum e pe partea asta. Ce dracu? Ia, ce s-a venit așa? Așa-o veni el? Nu cred. Nu cred că aici vine bine. O să-l plec pe interior, ăsta de... Unde e? Aici. Ce? Perfect. Bagă. Ce? Ce faceți voi aici? Bagă, bagă. Așa, acum? Bagă, bagă. Asta e strâng, nu? Un pic? Da, strângele un pic ca să-și dea el de drumul, știi că dacă o să... Asta e mașina cu lanțuri. Asta e cu lanțuri. Și nil. Nu e chiar așa. Vezi, ai mai dat o oprire. Ai mai consumat o pornire. Cred că le pun și pe aia. E mare spate, știi? Și nici nu pot să... Că e mare. Toyota. Ce mă numește Toyota? Ah, nu merge. Pane.
Ia. Ziua 1, zăpada mare, renunțăm aici, am pus lanțuri doar pe patrolul cu motor de BMW și ar fi bine să întoarcem, ca să ne întoarcem la bază, să avem timp să punem tot ce avem de pus și să mai încercăm mâine. Asta e, asta e situația. Băi, neața, ce să fac, am dormit, aileu, senzațional, cu umidificator. Dacă și cu închisă, ca un tântic. De ce? Să tași din gură. Cum? Da, nu știu, eu dorm cu trapa închisă, mă, frate, n-am probleme de-astea. Rulotele au senzor de gaz, asta dacă domnul Cabral făcea referire la faptul că el doarme cu trapa deschisă ca să nu, să nu se trezească, să nu se mai trezească, cum ar veni. Dar nu e cazul. Am avut un umidificator de data asta și dacă îl și umpleam cu apă, cred că ținea toată noaptea și mă sfuream în voie fără să mă mai trezesc cu gâtul uscat. Facem mărtos omletă și mai încercăm un vârf astăzi, că oricum a nins și am mai pus niște zăpadă, că și așa nu era suficientă. Și poate mai încercăm un vârf. Dacă nu, jucăm ceva leapșa pe aici, facem, noi găsim. Ia, ia. Nu, doar mult. Și acum și mirogi. Uite, mă, zici că are tarabă la obor și vinde. Stai! Ești în pericol. Vrei cu bun? Cu așa sau cum ești? Fără bun. Păi eu n-am dat, mă, bun pe asta. Ai făcut niru. Da, da, bun. Am Zeus. Da. De ce pune rapa, nu urile? Este soarele. Și a zis Filip că este soarele mai încolo. Ia zi, Filip, este soarele? Da. Mamă, cât e tineri aici, sub capotă, băi! Eu am și o zi, nu?
Ai? De participare. Dacă spar cotul, spar furtunul de lângă, tăiem și băgăm. Dacă trebuie un nimbus de 5, un nimbus de 6. Dau ăsta jos. Tăiem și băgăm, adică nu. Ia zi Dani, ce s-a întâmplat? E de la presetupă. Să sport ăla, n-avei să. Trebuie un de ăla, să ducă, scopere unul, dăm admisia jos, să schimbăm, punem apă. Ai auzit? Dăm admisia jos. Are unul pe stoc, ia, ia vezi că a venit cu unul pe stoc. A venit unul pe stoc. Când ai din astea, ai nevoie, frate. Aici, ce... 6 pare să fie. 5. 5? 5. 5 de care? Imbus. Nu. Cred că n-a fost pe nivelul ăsta. Știi mă, cu cheia, dă-mă una de 6. Da? Știi? Și dă una de 5. Știi? Și zice, bă, ți-am zis să-mi dai de 6. Hai mă, chinuie-te și tu cu asta. Da. Deci ce am făcut astăzi? Și unde am ajuns și ce s-a întâmplat? Frate, ne-am distrat, am plecat pe Valea Rea, am zis să mergem un pic la zăpadă să pac-pac, să facem frumos, să arăm, să aerisim zăpada, să aerăm zăpada. Asta am făcut și, după cum vedeți, o extorsiune a unui degajament de BMW a spart un cot de apă, de plastic, s-a spart, a ieșit apă antigel, a făcut ușu, a venit cu dalea, s-a speriat copiii și asta a fost. Asta să nu pui, că n-am fost serios și nu o să-i placă lui Andrei. Trebuie scos. Hai, dăm pe lângă el. Cu a doua. Și aici ideal la urcare este să... Deci cu a doua, așa, la, da, uite, 1500. Și când începi să urci, să-i dai 2200, da. Să o ții constant și dacă vezi că nu mai urcă, să-i dai țăpălingă. Uite pe lângă el. Lasă-l să urce, să văd ce face, nu știu ce face. Să nu mă vede. Ce să facă, da, deci a doua zici, da? Păi acolo. Da, poți și cu a întâia, nu e neapărat de a doua. Dar cu a doua o faci cursiv dacă vrei. Da. Oprește-te aici în... Oprește-te aici pe urcare, mă. Oprește-te aici, aici oprește-te. Lasă, mă. Oprește-te, mă, frate. Doamne, Doamne, Dumnezeu. Doamne, Dumnezeu, le zici că eram pe bulevar pe Magheru. Și dai cu coborâre pe aici așa, în dreapta. Hai, fix în dreapta, fix. Aaaa. Ia-o pe următoare, uite pe aici, da. Am urcat eu. Pe aici, dreapta, maxim. Să fii perpendicular pe coborâre. Hai, și ușor să nu dăm cobor, ușor pe frână. Hai. Cu întâia trebuie aici, dar n-are nimic. Hai, și mai dă-i urcarea aia o dată, dar cu întâia vreau de tot asta. Cu întâia de da. Acolo să plec? De unde vrei tu, cu întâia. Sau dă-i drept, uite, dă-i pe acolo, așa. Păi nu știu ce e sus, știu mă, că și ăștia s-au uitat de pietre. Ascultă-mă, dă-i pe acolo. Uite, vezi moțul ăla de iarbă ieșit? Da. Ăla trebuie între roți. Hai. Întâia am zis. Cu întâia? Și cu adron. Facem dreapta, vrei? Și vrei și la drum. Dumnezeu, de ce frumos urcă. Da. Îmi bag picioarele. Și am aflat coborâre cu întâia. Cu întâia coborâre și o lași pe ea. O, da. O lași la relantie. Întâia relantie. Nu apeși pe nicio pedală. Da, da. Iei picioarele. Ce să vezi? Îmi dai învelopă care are aderință. Da. Ia ce mă. Superbă, frate. Ori pe aici, până urcă, o să spun unde vrei tu. Încolo, dar oricum ne întoarcem, înțeleg. Unde vrei tu? Lasă-o, pune tot unde eram. Pune tot acolo, lângă... La Bobby? Da. Lasă-o în viteză, oprește-o și lasă-o în viteză. Ante. A fost bine? Superb! Superb! Îl știi pe superb? E superb! Doamne! Da, nu poți să mergi cu ea pe stradă așa, adică doar pentru asta să o ai. Da, dar... 100% mă, luni e pe OLX, ești nebun? Pe OLX, caută patrol Y60, lung. Ce-i drept? Lung. Are o problemă cu statul în scaun, că n-are loc, dar e... De BMW pe G, dar nu mă mai gândesc. Vinde și RAM. Microbus a implantat. E bine, ce mai tot, dar mă vin cu voi. E bombă, mă, n-am luat la pedale, uite de ce e aici, ești nebun? Apăs toate trei odată cu un singur picior, dar e bombă mașina cum trage. 2, hai că hai, 1 nu există, 2, hai că hai. Dar 3 și 4, băi nene! Aici se vorbește că dai retur, că ai 30 de zile.
retur și ți-ai greșit unul lung. Nu, că n-am bani de așa ceva, dar să mă bată mama este... Este... E Disneyland! Mamă, 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 mamă. Ce-ai făcut? Hai, băi! Trebuia să claxoneze în timp ce el s-a frânat. Nu ai cum așa ceva, mă. Ia, mă, ce-au făcut mă ăștia? Filip Moare. Filip Moare. Hai mă, împinge tu, ajută. Hai mă, te trag. Ia-l de mână. Te trag. Ia mă, de mână. Auzi, auzi, drive by. Sania, Sania nu s-a rupt. Sania s-a dezmembrat. Ea nu s-a rupt, s-a dezmembrat. Înțelegi? Ce prost de doamne. Bă, o să muri, mă, frate. O, avem și filmare. Asta e și ideea. Supa de picioare. Da, o să mă. Da, da. Da, ia să vezi aici. Ia să. Asta e de sol. Asta e. Asta e de Disney, la care ne place. Bravo, Filip. Bă, 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 bă. Păi nene, păi. L-a rotat și Paul? Nu știu, dar nu contează. Păi nene, ăsta s-a ridicat râzând în fața mașinii. Calcă-mă, calcă-mă. Putem să te aducem înapoi pe Max Trax-uri lipit cu scotch, cu power tape, așa. Da. Sania era tare, dar ce vrei, frate, a luat groapa aia și... S-a dezmembrat. Dar am simțit-o pe la groapă, ești nebun? Sunt frumos, i-am nu? I-am zis, doamne, bă, nu cred că ține Sania asta. A, e, cât ține de când o am și la cât a costat deja și-o scos bani. E electrică treaba. Cum vi s-a părut, domnul, mă scuzați că vă întrerup, e un har de-al meu de a întrerup pe oamenii din discuții. Dar minunat, dacă am puteți da, să spun asta. Cum vi s-a părut la această ieșire de iarnă? Fantastic mi s-a părut. Da? Este și vorba românului, Codru-i frate cu românul și eu, copil fiind păduri cu trei eram, am ajuns să-mi aduc aminte de copilărie. Eu copilăria am avut-o, Cabral știe foarte bine că suntem de aceeași vârstă, în al doilea război părem, mondial. Cu toate că nu părem. E adevărat. El este mult mai în vârstă și o arată asta. O arată. O arată din plin. A trăit mai intens. Da, uite-te, uite-te la groplanul ăsta. Juri, îl strigi direct tuti. Tutankhamon, așa e. Tutankhamon, da. Domnul Cabral, vă rog, dacă aveți un minut. Îmi cer scuze că vă deranjez aici din shuttle-ul dumneavoastră VIP în care nu e al meu, cazați. Îmi pare rău, nu e al meu. Aici sunt la bogați în vizită. Ok. Dar vai, cum vi s-a părut experiența? Din nou, gașca e bombă. Locul putea fi mai bine doar dacă făceam aici dreapta și aveam niște foci, niște balene, niște alea. Astea sunt efectele băgate de Dobrescu după aia la Edith. Da, e nebună. Da, așa? Face Edith. Mâncarea fenomenală. S-a mâncat. Traseele pe care ne-a dus, bă, păcat că ai venit târziu. Bă, ne-a luat... Bă, ne-a... Ne-a luat artistul și ne-a dus pe niște drumuri frumos, frumos, mare, mare frumos. Drumurile astea pe aici eu le-am mai făcut de vreo două ori. Da. În anii 60. Când se făceau drumurile. Când, vremea când, era, când iarna era iarnă. Într-adevăr, și zăpada era de 2 metri. Da. Am mă înghețat mâinile. Mai aveți ceva de zis? Nu. Faptul că tu nu ești pasionat. Zic cu curtul, întâmplarea de aseară, ce s-a întâmplat? Cum ai văzut totul? Băi, nenă. Dar mă, dar n-am cum să pun asta, că eu n-am văzut. Păi tata, ne povestește dânsul prin ochii era artistului. Era cortul ăsta, ia fă pan stângă. Era cortul ăsta, peste doi creștini. Peste Mortu și peste Bobby. Trecut de miezul nopții. Trecut bine de miezul nopții. Da. Eu din întâmplare eram treaz, aproximativ minus 5 grade. Iată. Dar cuvânt? Cuvânt? Zice minus 10 real feel. Cel puțin. Da, minus 12. Domnul Mortu și domnul Bobby erau în izmene, în paturile proprii, că au paturi, pătuțul de astea. După aia să te duci să filmezi. Au pătuțul de alea frumoase. Mai e bucătărie acolo. Ah, ok. Băgați în saci frumos. Dar tricouași. Și dar tricouașe, că noi așa iau și body heater și mai au încă un heater de ăsta în încăzitor, tot pe gaz, foarte performant. Și după cum spuneam, au adormit. Și la un anumit moment dat, trecut bine de miezul nopții, cum bine spunea partenerul meu de discuție, vântul netrebnic, cum îl știți,
Nevolnic. Iată. A plecat cu cortul. Moment în care domnul Mortu și domnul Bobby, Mortul a rămas pe loc. Mortul a rămas pe loc și Bobby la fel. Doar cortul a părăsit scena. Cortul pleacă, Mortul stă. E, faza care este foarte interesantă? Că ăștia au deschis ochii uitându-se unul în ochii celuilalt. Au constatat prima dată, au văzut cerul. Nu. După au care... constatat, este foarte frig. Da. S-au uitat să vadă ce cu cortul și au văzut cerul. Cortul părăsise scena. Ce e asta, outro? Da. Și ce vrei să zic? Da, m-a fost tare ca de fiecare dată. N-am ajuns la scopul călătoriei, adică să facem o campare sus în gol alpin, dar poate la vară. Mai bine totuși că n-am reușit, pentru că după două zile în care am stat aici în Poieniță, adăpostit, să zic așa, de vânt și a nins și a fost superb, astăzi, când este senin și soare, a venit gerul de după ninsoare și ne bate și puțin vântul și era teribil sus, asta e tot ce mă gândesc. Vedem la anul ce mai descoperim, pentru... Lumea se distrează, asta e bine. De obicei e pe tristețe la plecare când strângem toate lucrurile. Ce am învățat la ieșirea asta? Am învățat că, bine, nu se uită nimeni până aici, dar pentru cei care se uită, e o vorbă care zice așa: fie frigul cât de frig, numai vântul să nu bată. Asta e. Vă salut!